În Valea Dobârlăului din Covasna sunt 62 de copii. Satul are o singură școală cu clasele 1-4 și o grădiniță. Atât școala cât și grădinița este foarte posibil ca din toamnă să se închidă. Deocamdată nu este nimic oficial. Unii părinți sunt îngrijorați, alții dau din umeri și se gândesc că nici ei n-au făcut mai mult de 4 sau 8 clase, așa că se resemnează. Familia preotului din sat însă încearcă să găsească soluții. Una dintre acestea ar fi ca actualul cămin cultural al satului să se transforme într-un spațiu în care copiii să-și poată face lecțiile, să socializeze, să se joace. Un proiect care la oraș poartă numele de Centru After School. Am dorit să renovăm acest cămin pentru a le oferi copiilor de aici posibilitatea să învețe și ei să lucreze la un calculator, ceea ce mi se pare esențial în zilele noastre. Căminul cultural aparține de drept primăriei comunei Dobârlău, iar primarul a fost de acord să doneze parohiei din sat clădirea care necesită reparații capitale. Inițiatorii proiectului After School de la Valea Dobârlăului au idei, soluții, dar au nevoie și de ajutor. Avem nevoie de materiale de construcții pentru construirea bucătăriei. Avem nevoie de materiale de construcții de asemenea pentru construirea băii. În unele părți, marginea căminului plouă înăuntru, deci probabil va trebui cel puțin o parte din acoperiș schimbată. Avem nevoie de mobilier, avem nevoie de 2-3 calculatoare, avem nevoie de câteva cărți care se constituie mica bibliotecă. Avem nevoie de măsuțe, de scăunele, avem nevoie de foarte multe lucruri. În grădina din spatele căminului intenționăm să amenajăm un spațiu de joacă pentru copii, unde, bineînțeles, am avea nevoie și acolo de un leagăn, de un topogan, de mai multe lucruri de care se bucură copiii de la oraș și pe care copiii de la noi, din păcate, nu le-au văzut poate niciodată, pentru că majoritatea dintre ei nu au ieșit dincolo de marginile satului. Amenajarea căminului cultural ar fi o șansă pentru copiii din sat. În cazul în care școala și grădinița se vor închide, mulți dintre copii vor fi ținuți acasă sau trimiși la muncă în pădure. Și chiar și în situația închiderii școlii, copiii care vor face naveta vor putea veni la cămin pentru a-și face lecțiile, asistați de persoane calificate care s-au oferit deja voluntar pentru acest lucru. Eu consider că fiecare dintre copii, indiferent unde s-a născut, fie că s-a născut la oraș, fie că s-a născut în noroiul de aici de la noi, are șanse egale sau ar trebui să aibă șanse. Șanse egale la educație. Și cred că ar trebui să le oferim șansa aceasta, pentru că dacă părinții lor nu au avut posibilitatea aceasta, măcar ei ar trebui să se bucure.